Salutare la toți! Bună seara! La noi este seara, nu-i chiar tare târziu, vreo ora 6. Aici l-am pe Alex, care are o rutină de seară. Alex, ce ai făcut astăzi? În 2-3 minute ne explici? Ce am făcut? S-a trezit Alex, a mers afară cu Ariana, s-a jucat, l-a plimbat pe Cosmos. Ai păpat? Ce am păpat la micul dejun? Noi am mâncat astăzi ou prăjit cu pâine, da? Pâine cu ou prăjit, da. Ceai. Mami, ce a făcut mâncare azi? Zeamă, macaroane. Cu? Cărniță, spagheti cu cărniță, da. Ariana s-a jucat, Alex strânge, da? Ariana a făcut Da, Alex văd că azi are dispoziție să strângă. Și lecțiile am făcut. Și lecțiile ai făcut. Da, Alex în vacanță își face lecțiile. Adică noi facem în fiecare zi câte puțin din tot timpul care a învățat Alex, ca un fel de evaluare. Haideți să vă arăt cam ce a făcut el pentru astăzi. I-am dat exerciții la limba română. Aici a făcut bețișoarele, că e așa, acum cu bețișoarele au început. După cum a spus și Alex, astăzi am făcut o zeamă de casă și copiii au vrut spagheti cu cărniță. Cât am făcut zeama asta, ne-am mai organizat puțin și bucătăria. Nu sunt sigură de lucrurile care le-am pus prin dulapuri, dar pe o perioadă o să le las așa, să văd cât de comod îmi este. N-am avut niciodată așa bucătărie mare și spațioasă, încă nu știu exact unde pot să le pun. Fiecare femeie la bucătărie, normal că o să-și aranjeze tot după placul ei și după comoditate, hai să spunem. Până când pe mine mă aranjează așa cum mi-am organizat eu bucătăria. N-am full încărcat-o, pentru că este mare, așa cum am spus. Sper în curând și în viitor să o încarc toată. Asta este un vis ca să am de toate pentru orice eveniment. Haideți să începem de aici mai bine. Aici jos, așa cum este cuptorul, am pus tot ce este pentru cuptor, în afară de acesta, care o să-l scot. Aici sus încă n-am ajuns. Aici sunt niște mărunțușuri care nu cred că... nu prea mă folosesc, adică de ele, și până când le-am pus aici. Aici dulapurile sunt ca depozit. Încă n-am pus nimic aici. Acolo am pus un ceinicuț. A să-i mut locul, nu-i locul lui acolo. Aici am pus spaghetile care bolul este prea mare și l-am pus aici, mierea, cerealele, și aici este toată farmacia. Iată acolo în fund, aici nu este căldură, nu este umiditate, așa că farmacia este ok aici sus. Am găsit un pachet plin de tacâmuri din plastic. Noi des folosim la foieșori tacâmurile de plastic, chiar și pentru copii câteodată, sau plecăm undeva. Aici am organizat așa făină, chipsuri și mai avem noi aici. A doilea, a treilea, aici avem toate crupile, făina albă, neagră și mai am eu aici. Nu este, nu am fost la market, așa că cam e goluță la noi bucătăria. Aici am pus toate pachetele care nu le-am despachetat. Cam așa am decorat noi colțușorul ăsta. Acolo încă ca un fel de depozit le-am lăsat, încă nu le-am organizat. Acestea sunt mierele și perele care le-am adus la bunica. Iată, am mai găsit și un organizator, să spunem, și niște așa covorașe. Mie îmi place foarte mult să pun la păhare, la multe, la vesel. Îmi place să nu fie dulapurile goale jos, adică să le aștern cu ceva. Aici am făcut zona ceaiului. Ceai, doar ceai. Ceai, zahăr, atât. Acolo am pus încă un ceinicuț care l-am și niște decorațiuni, pentru că acum nu avem mobilă, nu avem unde să le punem. Sus am pus decorul de Crăciun. Aici am toate spețiile, sare, piper, frunze de dafin, tot. Ce este pentru gătit. Sus am pus niște păcăruți. Dați să vă arăt și jos. Jos aici am cafeaua pentru gofre. Aici este mai mult sucurile, băutura în colț. Aici până când este gol am pus doar câteva lucruri. Aici mi-am pus uleiul, ce mai am eu, oțetul, iar miere, magiun, noi iubim foarte mult mierea. Ariana foarte mult miere mănâncă, în loc de dulciuri. Mă rog, mai fură ea câte o ciocolată, două, da? Așa, aici mi-am organizat așa tacâmurile care s-au mai stricat, trebuie să le mai răresc. Așa, în rest, e ok, e căpător. Aici sunt folie de aluminiu, de copt, cleștuțele astea de închis, ștoriul, astea toate care nu le folosesc chiar zi de zi. Aici sunt bolurile mele, căpăcelele și șorțulețul și ștergărelele de bucătărie, așa le-am pus până când aici. Așa, mergem mai departe. Aici am eu toate răzătoare, mixerul și jos am pus stigăile, tăvile, adică, și bolurile. Aici mi-am organizat ceșcuțele de ceai și de cafea. Sus sunt paharele pentru evenimente mai speciale. Acestea sunt pahare pentru zi de zi. Aici încă nu am pus nimic, pentru că mă gândesc să mai pun un raft. Să-l dau asta jos că nu mă aranjează. Nu folosesc uscătorul de vase și nici acesta. Poate aici o spun, aici mă gândesc, poate spun toate paharele sau ceșcuțele și în curaf. Aici am pus decorul meu care îl avem încă de la apartament, ceea ce am. Așa am pus până când. Aparatul de cafea l-am lăsat aici. Aici este organizatorul. După cum vedeți, mi-am organizat aici tot. Aici sunt vetexurile mele, mănuși, sacoși pentru gunoi, soluții, pastilele și atât. Aici este gunoiul, parte ce. Aici mi-e vesela și sunt foarte mulțumită în general de partea aceasta pentru că este mașina de spălat și vesela, e cel mai bine. Nu trebuie să mă întind pe sus. Scar vesela asta grea și aici mai este care nu le folosesc zi de zi. Mașina de spălat. Aici am pus pânica, biscuiții care îi folosim zi de zi, numai că noi nu avem pâine. S-a dus Sergiu după pâine. Așa. Și aici jos am organizat pentru copii farfurioare, boluri, păhărele. Adică ei doresc ceva și iau singur păhărelul și toarnă apă. Adică pentru ei e cel mai comod, cel mai bun loc. Și cam așa cu bucătăria mea, la moment. Îl aștept Sergiu, că el a plecat în oraș. E noapte la noi, dar cât e ora? Ora 6:30. Da, da, e noapte deja, vine, intrăm în programul de iarnă. De când Alex este în vacanță, n-am ieșit încă din curte. N-am fost nici în oraș, n-am fost nici după pâine, nici îți duci Sergiu, el are chestii prin oraș. Deja, ia, îi scriu acolo lista ce trebuie să cumpere. Noi am mâncat la amiază, dar acum seara mi-era poftă, am gustat la niște cumătri de-a mei. Un fel de ca plăcinta, dar nu-i plăcint, nu știu cum se numește. O să aduc Sergiu cu cașcaval și, sau cu brânză de vaci și este și cu pui, piept de pui și cu praj. Eu doar o singură dată am gustat și mi-a plăcut foarte mult și l-am rugat pe Sergiu pentru că a ieșit în oraș să cumpere, să gustăm, să văd dacă copiilor le place. Flăcăul meu a făcut curat și căsuța trebuie să o pui. Da, Alex a făcut curat, cum a putut, oricum este bravo. Spune o poezie. Pepul naș, cotul naș, a fugit speriat. Asta nu spun, nu imit. Hai, hai încă o dată spune la început. Hai, e? Spuraș, cotonaș, a fugit pe ies, i s-a dus, corul sus, în sân s-a ascuns. Bravo! Mănuța mea se pieptăna, iar luna răsărea. Nicuțul păianjen pe stat el a urcat. Dar a plouat și apa. Wow, ce mânuță frumoasă are Ariana, albastră, da? Super! Numără câte degețele? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10, corect, de toate ai 10. Dar aici câte degețele ai? 5 doar, da? Da. Picior. Oh, aici toate sunt amprentele tale, mânuțele toale? Da? Nu, picior. Oh, picior. Pierdă. Hai, piciorul. Hai să facem și piciorul. Hai. Ne. Poftim. Unde e? Așa. Unde e toți? Pune-l jos, pune piciorul jos. Ai. Pune. Păi mama, ai, cum să-ți facă degetele? Ai, doare. 1, hai că mama le ține așa. 2, 3, 4, 5. Fugi. Ia piciorul. Ia piciorul să-l fac așa. Oi. Stai, stai, stai. Hai, pune-l, pune-l. Pune-ți de-am. Coincide, iau și frumos. Așa, așa, așa. Super, poftim. Îți faci singurică? Super, ce picioruș frumos are Ariana. Salut, tăticu! A venit hrănașul căsei, sau cum se spune. Dar și vouă v-a fost foame? Copiii ăștia par n-au mâncat azi deloc. Da. Nu mâncăm des fast food și... Acesta e pentru tate, da? Da. Tata și-o lua, da, kebab. Eu vreau kebab. Dar eu am zis că... Ce fel de mâncare e asta? Ce fel de nu știu, restaurant de, nu știu... Hachapuri. Hachapuri, da? Asta este un fel de... Un fel de hachapuri... Nu știu cum se numește. Asta e cu pui și cu praj și asta e cu cașcaval. Parcă i-am bileaș, cum spune? Pateuri. Pateu de la Piața Centrală. Un fel de pizza margarita închisă și cu aluat ca pateu. Ca pateu de la Piața Centrală. Azi că degrabă o să luăm masă și o să stăm la masă. Toți. Noi că cea lustră, cum o vedeți? Aici trebuie să fie o masă mare, așa, cu scaune. 6-8 scaune. Să vedem. 10-12. Poftă bună nouă. Poftă bună, am vrut să vă arătăm că noi mai comandăm și mai mâncăm și de afară, adică nu... Așa arată. Mai mâncăm și de afară că ne-am săturat de mâncarea din casă. Este zeamă. Ia că au făcut zeamă, Cristina, dar am mâncat odată, dar vrem așa ceva... Ceva deosebit. Ceva deosebit, da. Am finisat cu toate lucrurile prin casă. Trebuie să fac doar o baie. Alex și Ariana. Ce faceți? Vă spălați dințișorii? De câteva zile Ariana doarme cu Alex, adică adorme. Nu o lăsăm să nu strezească noaptea sau să nu cadă jos și să sperie. Dar foarte repede adorme cu frățiorul, îi place foarte tare, și o să vedeți cum ei dorm, singurei amândoi. Eu pe urmă după ce adorme o iau, sau Sergiu ia, care reușește din noi. Alice să dorme acest. Vrei să dormi cu cărțulia? Da. Da? Vrei să citești cartea? Da. Ia, hai să vedem cum îi citești lui Alex cartea? Hai, citești. Așa, dată și dată, îți este usul două, îți a fost odată că niciodată ai înțeles? Turmă, ursul două. Pulașul, calul, Cosmos, Pivi. Cum Cosmos? Ia-mi dă să-l ved. Unde-i Cosmos și Ivi? Ivi, Cosmos, Ivi. Nu, mami, Ivi nu seamănă, nici cu Cosmos. Nu, da, mami, seamănă cu Cosmos, dar că trebuie de asta culoare. Hai, gata, vei? Hai, vreau încă o dată și gata, mergeți în ani, bine? Da, măi, cocare. Ara, noapte bună, ne culcăm. Mâine odihnă, păi mâine tot odihnă, încă odihnă, încă odihnă, încă odihnă și la școală. Mama, dar câte zile au mai rămas până la școală? Mai sunt vreo 2. Nu, vreo 2 săptămâni. Haideți să vă arăt ce face Sergiu noaptea. El și-a făcut de baraua și o finisează, dar așa cum... mai are multe chestii de făcut. Lucrează și noaptea. Hai să vă arăt. Noi dormim, adică noi deja ne pregătim de culcare, dar el mai are de lucru. Cam așa l-a apucat de noapte Sergiu. Firma o să vă arăt mai detaliat ce a făcut el aici.